Iubiți Iubiri, Damian, Vasile și Ana Maria, cinstiți nași, preacuceniți părinți și fericiți părinți ai mirilor. Slăvit să fie Domnul! Am vrea să dăm citire, în primul rând, Evangheliei, cea dintâi Evanghelie de mâine, Evanghelia Duminicii, a șasea Ierusalei. Matei, capitolul 9, versetul 1 începând. Intrând în corabie, Iisus a trecut și a venit în cetatea sa. Și iată i-au adus un slăbănog să cânt pe pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Mulțumim Domnului că ne creează diferite prilejuri de întâlnire frățească. Duminica trecută ne-am întâlnit în cimitir la Balarinilor, într-o adunare de comemorare. Duminica aceasta ne întâlnim aici, în această sală deosebit de frumoasă, la nunta tinerilor noștri. Și cine știe ce va mai urma? Viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Și noi spunem de fiecare dată, în rugăciunea Tatălui nostru, facă-se voia ta. Niciodată nu spune facă-se voia noastră, doar în gând și în inima noastră spunem și așa: aș vrea să facă voia mea, să fac ceea și ceea și ceea. Dar Mântuitorul în rugăciune ne-a învățat să spunem facă-se voia ta. Duminica am auzit tot felul de îndemnuri în ce privește pregătirea noastră pentru întâlnirea cu Dumnezeu și întâlnirea la judecata lui Dumnezeu. Astăzi suntem îndemnați să îndemnăm pe tinerii noștri și nu numai pe ei din cauză, ci pe toți tinerii noștri din adunarea frățească a oastei Domnului. Ca așa cum slăbănogul din Evanghelie de astăzi s-a întâlnit, a avut fericită ocazie să se întâlnească cu Domnul Iisus Mântuitorul, care l-a făcut să-și ridice patul în care zăcea de multă vreme. N-a putut să se întâmple treaba asta decât prin persoana Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Persoana Mântuitorului nostru a fost totdeauna în centrul atenției tuturor vestitorilor Evangheliei și trebuie să fie până la marginea lumii și până la capătul lumii. Mai ales că Părintele Iosif, inițiatorul acestei lucrări a oasei Domnului, ca și Părintele Apostol Pavel, a stăruit ca să nu avem altceva în atenția noastră decât pe Iisus și pe acela răstignit. Aceasta este deviza oasei Domnului.
De aceasta trebuie să lucrăm totdeauna în viața noastră, cu fiecare prilej care se ivește în cale. Trebuie să atentim privirile ascultătorilor la Iisus Mântuitorul nostru, care și-a dat viața pentru noi și pentru a ne mântui pe noi. Preaiubiții noștri, și cu ocazia începutul acestei nunți, trebuie să reușim să țintim privirile tuturor ascultătorilor la Iisus Mântuitorul nostru. Fie că vorbim de pe paginile Vechiului Testament ceva, fie că vorbim de pe paginile Noului Testament, vorbitorul creștin autentic reușește să atragă privirile ascultătorilor la un singur punct, la Iisus Mântuitorul nostru. Fiind la acest început de nuntă, am cercetat astăzi viața lui Samson din Vechiul Testament. Samson, care a fost făgăduit de Dumnezeu în urma cererii mamei sale să aibă un copil, Îngerul Domnului a venit și i-a spus tot ceea ce trebuie să păzească cu privire la nașterea copilului care se va naște din ea. Astfel că Samson s-a născut prin făgăduință, adică Dumnezeu avea un plan mare cu Samson. Părinții au păzit cu strictețe tot ceea ce a primit din partea îngerului. Dar Samson a ajuns la maturitate, n-a mai reușit să țină calea dreaptă a credinței. Lumea aceasta cu ispitele ei i-au atras privirile și astfel Samson nu l-a mai putut iubi pe Domnul și n-a mai putut să-și iubească părinții care stăruiau de el, să caute fete din neamul lui, din poporul lui, să nu se abată la fetele străine, la fetele filistenilor. Tocmai aceasta l-a ispitit pe Samson și a căzut în cursa aceasta, ca din care i s-a tras și moartea. După tot planul lui Dumnezeu care l-a avut cu Samson, de a face prin el lucruri mari în poporul Israel, care nu avea un împărat pe vremea aceea, ci numai judecători, Samson n-a reușit să păzească cuvântul Domnului. De la Samson trebuie să învețe tinerii noștri credincioși care ascultă Evanghelia mântuirii noastre cu orice ocazie. Să nu fim ca și Samson, care n-a mai ținut cont de rugămintea tatălui său Manoah ca să ia o fată în căsătorie din fiicele poporului Israel. Preaiubiții noștri, ispitele sunt foarte mari. Astăzi participăm la nunta tinerilor noștri
care majoritatea sunt intelectuali, cu facultăți, este foarte greu ca tânărul care are o pregătire deosebită față de tatăl lui și față de frații care vestesc Evanghelia, să se mai plece cu smerenie, să asculte sfatul lor. Dar pentru tânărul credincios nu este greu. Așa cum pentru tinerii noștri de astăzi, mirii noștri, n-a fost greu ca să ne cheme la nunta lor, să-L cheme în primul rând pe Domnul Iisus Mântuitorul nostru și apoi să cheme și frații și surorile. Unii cad în capcana în care a căzut și Samson la vremea lui, prin nefericirea lor. Spre a li se crea posibilitatea să plângă în cum neascultarea lor. De aceea, astăzi, și în lucrarea voastră Domnului, dar mai ales în creștinătatea noastră de rând, asistăm la mii de divorțuri și de despărțiri de familii. Toată cauza, toată motivația este neascultarea de Domnul Iisus Hristos. Nu l-au luat în viața lor pe Mântuitorul nostru ca stăpân al vieții lor. Cei care, cu ajutorul Domnului, am reușit să luăm pe Iisus în corabia vieții noastre, în carul vieții noastre, am ajuns cei mai mulți la bătrânețe, liniștite și fericite, pentru că cuvântul Domnului pe care ne-am stăluit să-L ascultăm nu ne-a lăsat să fim dați de rușine. Dacă și tinerii noștri vor face la fel, va fi și familia lor o familie binecuvântată, o familie unde Domnul Iisus Hristos să-și plece capul, o familie care va duce mesajul mântuirii atât prin propovăduirea Evangheliei pe care mirele va trebui să se angajeze la acest lucru în viitorul lui și mireasa să-L ducă pe Mântuitorul prin mesajul poeziilor și a rugăciunilor pe care poate să-L facă fiecare la rândul lor. Ne bucurăm și regretăm pe cei care au căzut în plasa lui Samson. Sunt aici părinți, frați și surori care zic în mintea lor, dacă și fata mea va fi ascultătoare, să cheme pe Domnul Iisus la nunta ei, așa cum au făcut mirii noștri de astăzi, mare bucurie mi-ar face. Am ascultat mărturia unor părinți care spunea către copiii lor un alt cadou mai mare nu-mi trebuie să-mi faci decât cadoul care mi l-ai făcut făcând ascultare și chemând pe Domnul la nunta voastră și chemând frații împreună cu Domnul la nunta voastră. Iar o altă mărturie spunea așa, cu mai mare durere ca aceasta
Nu mi-ai făcut fiul meu sau fiica mea. Când am văzut că te-a furat omul lumii, am văzut că te-a furat ca pe Samson, Duhul lumii acesteia, și ai pierdut calea mântuirii. Preiubiții noștri, îi mulțumim Domnului pentru frații noștri, pentru familiile puiușii chemași care au această deosebită bucurie în seara aceasta și mâine la nunta fiilor lor. Și într-o familie și în alta sunt primii din familia, adică familia Miresi este cea de-a doua care au făcut pasul acesta să slujească ca model pentru frații lor, fiecare care îi urmează, să nu facă niciunii din frații lor supărare părinților și durere în sufletul lor. Și așa cum au văzut pe frații lor mai mari, așa să ia și ei pe inimă lucrul acesta. Și să facă același gest binecuvântat și sfânt. Mulțumim Domnului și pentru cuvintele care le-am ascultat și le vom mai asculta. Ziceam la început că citesc din prima Evanghelie, Evanghelia Duminicii a șasea Părusalii, pentru că urmează a doua Evanghelie mâine în cinstea Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, care s-au întâlnit pentru a frământa problemele care s-au ivit în viața lor. Și Evanghelia va fi cea de la Ioan, Evanghelia Mântuitorului, care se roagă în mod stăruitor pentru unitatea Bisericii, pentru unitate între frați, între Sfinții Bisericii, să poată trece peste toate obstacolele care se ivesc în viață și să fie una. De fiecare dată, la strana la noi s-a cântat cântarea ucenicii și lumea toată va cunoaște că sunteți ucenicii mei. În pacea veți iubi opunului și va fi dragoste între voi. Pacea și dragostea trebuie să ne dăm toate silințele să fie stăpână în familia noastră, în familia tinerilor și care se căsătoresc, în familiile care au început să se clatine pe aici, pe colea. Să nu ajungă la despărțire, să nu-și nefericească copiii, să nu verse lacrimi din ochii părinților și a nașilor care i-au asistat la momentul fericit al vieții lor. Făcând așa, vom avea și noi bucurie domnicească. Îl vom avea și noi pe Mântuitorul nostru, stăpân al vieții noastre. Și atunci n-are loc cel rău care caută să se așeze între noi. Un frate dădea sfat la tine și le zicea să vă păziți de prima ceartă. Prima ceartă să nu o lăsați să se așeze între voi. Dacă nu este prima, nu este nici a doua. Și nu va fi niciuna. Dar dacă este prima, după aceea ele curg. Când fiecare va zice că el are dreptate
și el n-a făcut greșeală cu nimic în familie, în deranjamentul familiei, acolo foarte greu se repară lucrurile. Se repară acolo când fie soțul, fie soția au zis, iartă-mă unul altuia și așa poate se dispară cel rău, ispititorul care este în viața noastră mereu și pe urmele noastre. Să vă ferească Domnul și pe frățile voastre de prima ceartă, să vă îngăduiți unul pe altul, să recunoașteți ce ați greșit. Nu se poate să nu greșim în viața de familie. Dar când știm să zicem, iată-mă, atunci este foarte bine. Dumnezeu să ne dăruiască putere, însoțire și călăuzire în toată activitatea noastră de aici înainte. Amin. Slăviți să fie Domnul!